Dan. Toate aplauzele dumneavoastră. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la concertul de deschidere a noi stagiuni de concerte a Orchestrei Simfonice Muntenia Centrului Județean de Cultură Dâmbovița. Și vă așteptăm să ne susțineți în continuare cu aplauzele dumneavoastră, cu prezența și cu vibrația alături de noi. Ne-am propus să vă oferim în 2016 lucrări precum Requiemul de Mozart, Carmina Burana, Carol, Sinfonia numărul 3 de Bruckner, Opera Traviata și multe altele. Îl rugăm pe domnul Adrian Suțuianu, prezent aici în sală, alături de noi, domnul președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, să susțină pe mai departe, poftiți, poftiți aici alături de noi, vă rugăm frumos, domnule președinte, să susțină pe mai departe acest proiect minunat numit Orchestra Muntenia a Centrului Județean de Cultură Dâmbovița. Și să nu puteți cu apătămâna de acolo pentru vă mulțumesc. Pentru alocarea unui buget cât mai generos posibil pentru anul 2016. Să le încurajăm! Iată să mă cheme cineva pe scenă. Mă bucur că sunteți atât de mulți. Este un început de stagiune promițător și vă asigur că vom continua povestea aceasta frumoasă a filarmonicii din Târgoviște, din județul Dâmbovița. Sigur că la întreagă discuție și ne-am și bucurat, dar am și plâns în același timp. Este jenant pentru Târgoviște, pentru Dâmbovița, că după atâția ani nu avem un loc de spectacole. Și mă simt obligat să vă dau două explicații. Prima, această clădire aparține sindicatelor și, din păcate, de 3 ani de zile fac eforturi, încerc să-i conving. N-am reușit până astăzi, nici eu, nici Primăria Târgoviște, măcar să ne asociem într-o formă în care să devenim coproprietari, ca să putem să investim în ceea ce ar fi necesar în această casă de cultură. Nu chiar 2 milioane, cum spuneam, maestru Puric, dar cu vreo 4-5 am putea să facem ceea ce Târgoviștea, ca oraș cultural, cu istorie bogată, ar trebui să fie. Asta e vestearea. Voi continua să încerc să fac acest lucru, pentru că este important. Vestea bună este că prin Compania Națională de Investiții o să începem anul viitor lucrările de reabilitare, modernizare a celui, a clădirii care a fost Cinematograful Independența, ca și soluție pentru activitățile noastre culturale din județ. Tratare mă bucur că am avut ocazia să vă spun și aceste două lucruri. Sunt alături de toți cei care iubesc cultura, arta și vă invit la toate activitățile Centrului Județean de Cultură, Bibliotecii și Muzeului Județean de Istorie. O seară bună! Mulțumesc! Vă mulțumim! Dar și nu în ultimul rând trebuie să-i mulțumim domnului Ionuț Lăscaie, pentru că îți folosește energia și educația specifice, tinereții, nu-i așa? Lucrând pentru reconstrucția acestei minunate orchestre pe care ați ascultat-o în această seară, pentru realizarea unei stagii frumoase, pentru că, iată, tocmai a debutat, complexe, profesioniste și, așa cum suntem noi convinși că merită publicul dâmbovițean. Doamnelor și domnilor, cred că merită încă o dată o rundă de aplauze. O rundă de aplauze cu maestrul dirijor Daniel Ginga. Aplauze de la noastră și pentru solistele minunate, Maria Ginga și Ana Cebotaru, pe care le invităm aici alături de noi. Thank you.
de drepturi.